Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în Bucătărie! Astăzi încercăm să pregătim o rețetă, zic eu, ușoară, și anume burgeri ascunși sau burgeri secreți, cum vreți să le spuneți, pentru care avem nevoie de următoarele ingrediente. 500 grame făină, 250 unt, un pachet, 2 ouă, 200 grame smântână, 300 grame carne tocată, o ceapă, un cartof, un praf de copt, sare, piper, oregano, condimente și ouă de prepeliță. Începem să pregătim coca. Punem sare, două lingurițe din astea micuțe am eu, de sare, praful de copt, și pachetul de unt. Care îl amestecăm așa pur și simplu, îl firimițim, nu știu cum, firimițăm așa cu făina până devine o făină untoasă. Da, mami. Uite așa. Am fărmițat bine untul cu făina. Adăugăm ouă bătut. Smântâna. Și frământăm. Frământăm. Scoatem coca din vas. Și o mai frământăm puțin. Am frământat 3-4 minute. Luăm coca. O punem așa în folie. Și o băgăm la frigider pentru o jumătate de oră. Între timp ce stă coca la rece, am dat-o prin răzătoare, ceapa și cartoful. Punem sare. Piper, care nu curge. Și oregano. Și amestecăm totul bine. Ușoarele le avem la fiert. Revenim pentru montare. Am scos coca de la frigider după o jumătate de oră. Punem puțină făină să lucrăm bine.
și împărțim în 3. Așa. Și acum în 4. În 5. 2, 3, 5. Fiecare parte în 5 părți. Să formăm biluțele. Și acum întindem. Rotund. Cam așa. O lingură de cărniță. Și un ouleț de prepeliță. Și îl ascundem. De-aia l-am numit eu burger ascuns. Pentru că este burger ascuns. Așa. Procedăm cu toate. Ne apropiem de final. Și ascundem ultimul burger. Așa. Acum pregătiți bețele și de frigărui. De frigărui și înțepăm pe mijloc și mergem cu ea în tavă. O porție. O porție. Vedem așa? Ușor. Dacă vreți, puteți să puneți doar gălbenuș. Așa. Și acum le punem semințe. Ce semințe aveți? Mac, semințe. Am terminat de pus și sămânța și mergem la cuptor. Cuptorul încins la 180 de grade. 25-30 de minute. Revenim cu finalul. Așa arată burgerul nostru ascuns.
îi lăsăm puțin să se răcească și revenim să tăiem unul să vedem cum este și interiorul. S-au răcit. Le scoatem. Bețișorul și tăiem să vedem și interiorul. Wow. Așa arată. Burgerul nostru ascuns cu ușorul de prepeliță. Așa am decorat eu o farfurie, să vă prezint. Și pentru încheiere, eu cred că arată destul de bine. Așa că nu uitați să-mi dați like, să mă urmăriți și să fiți mereu atenți, pentru că revin cu multe rețete interesante. La revedere!